Pesta porcină se plimbă liberă prin România și autoritățile se piaptănă. Pentru că e weekend. În urmă cu o lună, în 26 iulie, un vânător a găsit într-o pădure din Sălaj un pui de mistreț care părea bolnav, pe care l-a și împușcat. Apoi a anunțat Direcția Sanitar Veterinare. Medicii sălăjeni au preluat probe pe care le-au trimis la laborator în satul mare. Dar pentru că era vineri, nu au mai stat să aștepte rezultatele. S-au grăbit să trimită cadavrul în Dej, în județul Cluj, către singura firmă care se ocupă de incinerare, Protan. Asta în ciuda faptului că nu aveau voie să transporte animalul atâta timp cât nimeni nu știa dacă acesta suferise de peste africană. În spatele meu se află centrul de colectare al firmei Protan S.A. din Dej. Aici se aduc cadavrele animale și alimentele necomestibile. Tot aici, în data de 27 iulie, conducerea Direcției Sanitar Veterinare din Sălaj a trimis cadavrul unui porc mistreț infectat cu pestă porcină africană. Când au trimis animalul la Dej, inspectorii veterinari sălăjeni nu au scris în documentul de predare că mistrețul este suspect de peste porcină. La două zile de la transportarea lui în județul Cluj, a venit și confirmarea de la satul mare. Porcul fusese bolnav și trebuia incinerat, apoi îngropat. Nici măcar după ce a aflat de peste, DSVSA Sălaj nu a anunțat societatea Protan. După 11 zile, un medic angajat la DSVSA, revoltat de atitudinea colegilor, a anunțat autoritățile din București. Degeaba. Am făcut o sesizare la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, domnului președinte Geronimo Răducu Brănescu. Am solicitat un răspuns și măsurile care se vor da. Până la ora asta nu am primit niciun răspuns și n-am observat sau nu am cunoștință de nicio reacție din partea autorității. Cam atât despre interesul mai marilor țării pentru pesta porcină africană. Drept urmare, au trecut 3 săptămâni și cadavrul mistrețului a zăcut infectat în depozitul firmei Protan, până când urma să vină ziua ca toată marfa colectată de societate să fie dusă în Ungaria pentru incinerare. Livrarea aceea de la Sălaj a fost un cadavru de porc cu inițial suspect de pestă porcină și ulterior confirmat, dar de care s-a anunțat numai efectivie. Cadavrele de pestă porcină se gestionează total altfel de către instituții și de către autorități, nu de caritate prin intermediul Protan. Singurul semn pe care l-a dat DSVSA Sălaj în legătură cu porcul infectat este o adresă trimisă către Protan Dej la începutul lunii august, în care i-a întrebat pe reprezentanți dacă sunt dispuși să preia și porci infectați cu pestă porcină. Atât, dar nu că deja trimiseseră unul. În schimb, zilele trecute, informația a ajuns la DSVSA Cluj, care a acționat rapid. S-a identificat containerul și recipientul în care este depozitat porcul mistreț respectiv. Unitatea a fost plasată sub restricții sanitar-veterinare. Mai clar, întreaga firmă Protan a fost izolată. Nu mai intră și nu mai iese niciun gram de marfă. Iar mâine vor începe procedurile de incinerare la fața locului a întregii cantități de resturi animale strânse de Protan, nu doar a mistrețului. Asta pentru că toată marfa a fost contaminată. În plus, întregul județ este în alertă. DSVSA Cluj verifică toate fermele. Chiar dacă porcul a fost transportat într-o mașină specială și depozitat într-o cutie închisă ermetic, direcția din Sălaj nu a respectat normele. Și întreaga procedură a fost încălcată încă de la început, când animalul nu avea voie să fie scos de pe fondul de vânătoare.